Astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Județean Buzău pe luna august, a fost aprobată plata unei recompense pentru o descoperire arheologică făcută în pădurea Spătaru cu peste 2 ani în urmă. Această stabilire și aprobarea plății unei recompense bănește aferente unor bunuri arheologice de descoperire pe teritoriul de Buzău, comuna Costești, zona pădurea Spătaru de către persoane fizice. Este vorba despre un tezaur monetar de mare dimensiune din punct de vedere numeric al monedelor pe care îl conține, peste 2560. Un tezaur monetar tipic pentru a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Un tezaur monetar care conține monedă de largă circulație în epocă și în, mai ales în zona noastră, cu monedă din statele italiene, din Spania, din statele germane, din Turcia. După îndeplinirea tuturor prevederilor legale în vigoare, micul tezaur a intrat în patrimoniul Muzeului Județean. Ce se întâmplă cu el? Va trece o bună perioadă de timp până când acestea vor putea fi introduse în circuitul muzeal, pentru că este vorba despre un număr foarte mare de monede care va trebui restaurat, curățat, stabilizat. De altfel, 172 până în 200 de monede au avut nevoie, și asta a durat mult timp, au avut nevoie de intervenții de restaurare extrem de rapid, pentru că erau foarte deteriorate și riscau să fie pierdute. Lucru care s-a întâmplat în laboratorul de restaurare metale al Muzeului Județean Buzău. Și într-un final, cu siguranță, vor ajunge în spațiile de vizitare ale Muzeului Județean Buzău. Tezaurul a fost descoperit de un grup de 7 buzoieni care au cercetat pădurea Spătaru cu ajutorul unor detectoare de metale. Este o modă de a se umbla cu detectoarele din diferite zone? Unde e voie, unde nu e voie? Este un fenomen care, cel puțin la nivel național, dar și la nivel local, a luat amploare în ultimul timp. Există o legislație care prevede unde ai voie și unde nu ai voie să faci teledetecție. Descoperirea aceasta nu este unică în zona pădurii Spătaru, de unde în ultima perioadă au tot fost descoperite, în special, tezaure monetare din diferite perioade istorice. Detectoriștii care au descoperit tezaurul în monede au primit ca recompensă puțin peste 10.000 de euro, ceea ce reprezintă 30% din valoarea bunurilor arheologice, valoare stabilită de un expert autorizat de Ministerul Culturii.